Nu vă speriați, nu o să ținem speech-urile lungi. Urăsc acest lucru. Dar am spus totuși să vă introducă mai ales Vlad Trandafir în atmosfera filmului. Eu o să fiu foarte scurtă. Mă numesc Sandra Ecobescu și sunt de la Fundația Calea Victoriei, care în colaborare cu Cercul Militar Național și datorită bunăvoinței celor de la Cercul Militar Național, organizăm în fiecare lună mai, 9 mai, 9 iunie, de fapt, Luna Bucureștilor. Poate unii dintre voi știu, Luna Bucureștilor a fost un festival uriaș care se întâmpla în perioada interbelică. Au fost câteva ediții. Vă invit să cercetați pe net sau prin biblioteci. A fost o încercare de a crea un brand de oraș absolut senzațională. S-a încheiat odată cu venirea războiului. Ceea ce facem noi, este acum al 5-lea an, încercăm să ne amintim de perioada interbelică prin mai multe manifestări, una dintre ele fiind proiecția unui film care să ne trimită cât mai mult spre perioada aceea. Anul acesta am ales un film foarte interbelic, ca să zic așa. Vă va povesti mai multe Vlad Trandafir, regizor și scenarist. L-am ales pentru că este legat de un text al lui Tudor Mușatescu, care mie mi se pare genial, Mușatescu, pentru tot ce înseamnă descrierea perioadei interbelice cu bune și cu rele și, să spunem, fel de continuator așa lui Caragiale, o variantă modernizată. Ce aș vrea să vă mai spun pentru cei care nu știu, în afară de proiecția de astăzi, despre care vă va povesti câteva lucruri Vlad, data de 22 mai, pentru cei pasionați care vor să se și costumeze și să intre în atmosfera anilor 30, avem Balul Bucureștiului Interbelic. Găsiți informații pe site-ul nostru, care are loc tot aici la Palatul Cercului Militar Național, unde lumea se îmbracă ca în 20-30. Găsiți fotografii absolut senzaționale cu doamne, mai ales și domni, cu costume și joben, care arată ca în Marele Gatsby, ca și cum ar fi producții incredibile. Și dansăm Charleston, Foxtrot, Vals și așa mai departe. Deci asta în 22 mai, joia viitoare. O să avem de asemenea în cadrul aceleași festival un concert de muzică clasică, pentru că în perioada interbelică, în Luna Bucureștilor, erau și concerte de muzică clasică, arii, liduri și vocalize, cu o soprană extraordinară numită Andreea Mădălina Barbu și o pianistă. Va fi la conservator. De asemenea, cu Vlad Trandafir vom avea proiecția unor documentare foarte interesante care se numesc Colțuri de București și vă invit să cercetați pe net, veți găsi filmulețele cu povești subiective ale unor oameni mai tineri sau mai puțin tineri, povești legate de anumite zone din București. Nu știu, locul în care m-am întâlnit cu iubita mea, locul în care plăcea să cuget după examen sau când eram supărat și așa mai departe. Deci cumva Bucureștiul subiectiv din zilele noastre. Asta o se întâmplă miercuri 4 iunie, nu prea mai sunt locuri, dar în cazul în care nu mai prindeți locurile eveniment, găsiți pe net Colțuri de București, e foarte simpatic. O să vedeți acolo, atât vă spun, poveste spusă de Neagu Giovara despre București, poveste spusă de doamna Georgeta Filiti, de domnul Vintila Mihailescu, Eugen Istodor, Tiberiu Soare, pentru cei care știu și așa mai departe. Și actori din tânăra generație. Și ultimul eveniment din cadrul Lunii Bucureștilor este o plimbare în Parcul Herăstrău, care a fost, o parte din Parcul Herăstrău a fost inaugurată într-o asemenea Luna Bucureștilor din perioada interbelică. Deci, o vreme, Parcul Herăstrău s-a numit Luna Bucureștilor. Și astfel încheiem în 7 iunie luna noastră. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit foarte mulți. Majoritatea sunteți foarte tineri și mi se pare senzațional că Bucureștiul de altă dată și filmele vechi, foarte vechi, atrag tinerii. Și mai departe, las pe Vlad Trandafir să vă povestească ce și cum. Mulțumesc! Bună seara, primul rând.